Astăzi, 3 decembrie, Consiliul Raionului Dundușeni, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei Dundușeni, Serviciul Asistență Psihopedagogică din cadrul Direcției Educație, Cultură și Turism, Asociația Obștească Zorile Nord, Serviciul Social Echipa Mobilă și elevii voluntari din Liceul Teoretic Alexei Mateievici din orașul Dundușeni au organizat și desfășurat o activitate distractivă în premieră pentru copiii cu dezabilități din Raionul Dundușeni. Astfel, numai prin colaborare, implicare și voluntariat putem dărui un zâmbet. La acest eveniment a fost prezentă doamna Svetlana Rotaru, vicepreședintele Raionului Dundușeni. Acești copii, la sfârșitul evenimentului, au fost surprinși cu pizza și suc.